Bună seara, bună seara, bine v-am găsit și în ziua nouă din postul adormirii Maicii Domnului. M-a întrebat cineva azi, a scris de fapt pe postare, zice, la ce ora a intrat, la ce ora a ieșit. Eu nu fac antrenamente, i-am scris de fapt. Nu știu cum de nu cunoaște totuși că, na, mă știe de atâta timp. Eu nu fac posturi cu intrări de câte ore sau așa, nu fac intermitentul. Fac toate miercurile, vinerile, cuplez 3 zile acum, dar nu sunt cu ora când intru. Normal, intru de seara. Apropo, intru de seara, de multe ori, dacă nu a fost postul negru sau postul, cum să zic, a fost dezlegare sau chiar și harț, am ținut până seara. Aparte când am ținut de apa, mi-ai băut cu un ceai. Nu intră cu nimic. Astea sunt posturi extinse, posturi care poți începe, nu știi termenul. Na, sunt persoane care merg fiecare cum poate, de asta e bine să mergem împreună, să spunem dacă avem probleme, dacă nu avem probleme și așa mai departe. Și e bine să avem, eu am lăsat link-ul grupului, acolo de sub de aici, sub live, sub nu e înregistrare, asta e live în direct, am lăsat link-ul acolo așa, acolo ne pregătim mai bine. Eu am văzut foarte multe, chiar am văzut câte greșeli se fac mari, enorm de mari, credeți-mă. Nu e că am fi făcut eu nu știu ce sau cum am spus și repet de atâtea ori. N-am inventat eu postul e de foarte mulți ani, nu mii de ani, nu 1000 sau 2000 de ani, cum spune, e mult mai mult. Deci postul a fost dintotdeauna. Dar erau alte condiții, trebuie o pregătire. Nouă acum trebuie o pregătire. Trebuie o pregătire și asta e cea mai importantă, pregătirea. Nu numai mâncatul și psihicul, sunt mai multe. De asta e bine să mergem în grup, să fim uniți, să avem transparență, să publicăm fiecare experiența lui, cum a trecut, cum a mers. Nu e așa, pentru că niciodată n-a să găsim, sunt la postitorii, cum să zic, experimentați care fac posturi foarte multe extinse, sunt cam la fier. E logic, eu am scris acolo și în grupa azi dimineață că am supărat o leacă că se publică aiurea meniuri, mâncăruri în grupul de slăbit cu mâncare, cu diete, cu menținere. Normal că trebuie să pui în cântarul. Noi în grupuri trebuie să avem grijă din noi și care crede că merge singur, nu-i bine. Deci grupurile sunt motivaționale. Și grupul de postitori de apă e la fel. Oameni buni. N-a cerut nimeni, cum să zic, bani. N-a cerut nicio obligație. Deci faci totul. Dar o singura obligație, am spus-o și o repet, este, trebuie să colaborăm. Cum să zic, mi-aș dori să fie mii, dar sute de persoane sunt care fac pe ascuns, așa, și e treaba lor. E treaba lor, care reușește, e treaba lor. N-au învățat un singur lucru. M-au auzit, făcând live-uri, m-au auzit, n-au învățat să fii om. Deci dacă tu primești un ajutor, dă-l și tu la timpul tău. Noi suntem sălbatici, vă zic eu. Pentru că li văd, slăbesc pe grup și se duc pe la story, li văd și pe Facebook. Li cunosc și din viața personală, reală, nu din pe Facebook sau așa, persoane. Sau de pe Facebook, care le am amici de 10 ani, de când am Facebook-ul de 12 ani. Dar n-am făcut, am zis, postează, integrează, dispune, am intrat, măcar faci o postare și tu spui poză. Două rânduri, dacă scrie acolo așa, faci o motivație foarte mare. Și motivație foarte mare. Orice motivație, orice postare în grupul, că e de grupul de slăbit, că e cu grupul de așa, face foarte mult, vă spun eu. Credeți că eu am de să termin carte de citit, am o carte de citit, am mai multe, ale micuți le citesc când merg la muncă, dus întors, mai citesc. Azi nu prea am citit că n-am avut, am fost ocupat cu altceva. Dar ieri am citit. Deci aș putea să nu intru, zic, nu intru să-mi fac treaba mea, dar nu am cum să nu intru pentru că știu că sunt oameni care au nevoie de informații, sunt oameni care au nevoie de ajutor, sunt oameni care trebuie ajutați și au nevoie de ajutor. Dacă am face toți așa, mai spunea cineva, nu faci. Eu am venit, credeți, să mă laud că sunt în ziua nouă și mă simt bine și așa.
Păi mi-ar fi rușine. Dacă eu care am făcut 7 zile fără apă și am continuat până la 21 de zile cu apă, am trecut în noiembrie, nu mai spun din primul post de 42 de zile și plus alte 4 zile pe ieșire pe zeamă de ureș. Deci nu eu laud asta să zic azi, eu n-am venit să mă laud, deci n-am venit să fac nimic. Fac motivații, e bine să stăm în strânsă legătură, aparte că sunt persoane care intră în grupuri noi și n-au văzut, nu știi ce am mai făcut, abar nu au. De multe ori mă plictisesc și eu să fiu repetitiv. Da, pentru că repeți, dar băi, cu oamenii trebuie să ai răbdare. Dacă au nevoie de ajutor, învață-i. Învață-i că nu te costă nimic să înveți. Încet o să fac și ei. Deja pe soare. Eu dorm foarte bine, 8, 9, 10 ore pe zi, pe seară, ziua lucrez, 8 ore, muncă chiar destul de grea. Ieri am muncit greu că am eliberat un garaj la mecanică, o oficină. Și foarte greu. Băi, muncă grea, chiar am febră musculară la picioare. Azi a fost ușor, a dat cu varș, așa ce a fost mai greu, am avut un canal, m-am băgat înăuntru și când am dat cu vopsea rama și de fer, vopsea pe bază de diluant, nu a fost chiar așa de bine. Dar m-am dus, știu toate lecțiile, am învățat aproape toate lecțiile, cum să te reprinzi și așa dacă... Ce frumos e când ești. O să fac în așa fel să nu citesc, că mai citești pe pat foarte multe ori, să spune că e păcat să citești o carte, nu e păcat să te rogi. Dacă citești o carte religioasă, nu e păcat, stai așezat pe pat, te odihnești întins pe pat, nu necă să o citești numai la masă. Asta nu e rugăciune sau așa. Nu scărți de rugăciune sau psaltirea sau salte. Și adorm. Adorm de foarte multe ori, adorm cu cartea în mână. Dacă oamenii cu adevărat ar ști cât e de bine să nu mănânci atâtea zile, cât de bine te simți, câtă energie ai, de câte ori fac dușvă când mi se, nu știu, sambonul și ala iurea tare, să roșesc ochii. Așa e. Dacă oamenii cu adevărat ar descoperi, de ce credeți că iubesc eu atât de mult posturile? Și în fiecare săptămână. Nu mai zic astea lungi. Păi mi se pare scurt asta de 2 săptămâni. Păi trece. Mâine e miercuri, pe ziua mea de apă. Nici nu se discută. Mai ții joi, vineri, e postul scad, fără apă. Poate să fie și chiar și sâmbătă, la biserică. Și duminică, și se termină. Dar e puțin, a trecut prea repede. Nu știu. Zic și eu. Scriam într-un coment acolo pe grupul de postitori. Eu deja mă gândesc că sunt persoane, am văzut. Ideea mi-a venit că am văzut o doamnă scria că vrea să facă postul, chiar o să ajung încetul. Acum face cât poate, câteva zile, 7-8 zile, în postul Crăciunului va încearcă să facă 15 zile. 14 zile, că se spune de 14, cât poate. Dar și atunci m-am gândit, zic, că deja trebuie să anunț pregătirea pentru, da, nici n-am ieșit din postul ăsta și face mult să te pregătești, face foarte mult. Deci primul plan a postitorilor este pregătirea. Normal, ai o motivație. Eu iubesc postul, am trecut de partea asta, nu am nicio problemă sub nicio formă. Deci nu am probleme nici de sănătate să fac postul, să mă vinic sau așa. Am eu o problemă de la accident și am zis că probez un post la ăsta de 40 zile care îl voi face din nou în postul Crăciunului. Se văd. Dar îmi trebuie altceva. Nu muncă multă. Eu am muncit foarte mult în toate posturile mele. Mult. Am muncit. N-am exagerat, dar am muncit. Am fost chiar și în ziua, ultima zi, mi-aduc aminte, în ziua 40. În posturile fără apă m-am oprit din ziua 4, n-am mai lucrat și am stat acasă. Dar în posturile cu apă am lucrat. Și chiar munci grele, acum ăsta, n-am nimic. Am fost expus la căldură. Am stat în căldură mare, am stat săptămâna trecută. Ce somn mă ia. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să intru
pe blog să fac live-ul. Am făcut tot timpul, am făcut live-urile în direct pe blog, dar am zis așa, nimeni nu mai bagă de seamă nimic, se duc aiurea, aparte că sunt restricționați și văd și postele care le fac toate mai mult de 20 de persoane, nu sunt vizionate. Nu, mi-a scris că am publicat și nu trebuie, că așa de... și tot timpul îți scrii, că nu e adevărat. Cum nu e adevărat, mă, dacă eu văd și spun așa, dar în fine, asta e treaba lor. Nu, am zis că o să stau într-o zi liniștit să-mi văd de treaba mea și chiar nu o să mai îndemn nici oamenii la post. Pentru că în 3 ani de zile, de când tot îndemn oamenii să... nici nu erau problemele care sunt acum, nici nu știam cum vor veni și îndemnam să treacă la post, să începem să facem un repaus alimentar, să începem să ne întărim sistemul imunitar. Vorbesc ca un aparat, ca un tractor de așa la care mergi în brazdă, exact așa am fost eu. Am început cu una, cu alta, așa cu, bă, chiar și cu mesele organizate, chiar și fii organizat, chiar și să fii disciplinat. Tot ceea ce faci este bine pentru tine. Te înveți. Încet, încet, începi să prinzi, cum să zic, curaj și vezi că vezi schimbările tu. Nu trebuie să le vadă careva. Eu n-am nevoie să văd schimbări degeaba, sau dacă cum sunt grupurile de că dau kilograme și așa, sau nu kilogramele, să te schimbi tu, să te simți mai bine, să-ți întărești sistemul imunitar, să scăpi de toate fricile astea, să-ți faci, cum să zic, ordine în sufletul tău și în mintea ta. Asta e postul. Nu e că cum vedem, băi, îl facem, că slăbim, facem. Normal că slăbești, la mintea cu coșului. Asta e la mintea cu coșului, că nu slăbești în post. Nu vedeți la o zi la alta, slăbești. Eu am zis că prima săptămână, după aia două săptămâni, se poate face stagnare sau așa, dar nu știu. Nu știu pentru că e și vară, muncesc mult, cald, apa am consumat. Da, la posturile care eu le-am făcut toate, Am făcut și posturi uscate fără apă. Acum n-am făcut decât o zi. Dar merg foarte bine, bă. Mulțumesc bunului Dumnezeu că nu mă plâng. M-am mișcat bine, lucrez bine, am stabilitate. Am somn, am energie, am de toate. Foame nu există. Mai este problema asta când oameni buni, nu trebuie să continuați un post după ziua 4, 5, dacă tu mai ai foame. Oprește-te, intră la pregătire, intră în fiecare săptămână, fă altceva, treci pe ceaiul, treci pe... Nu-ți omorâ creierul, foamea e foarte... Deci, e o problemă, asta e ultima problemă. Eu am zis că nu zic, dar zic. Toate posturile mele le-am făcut, cum să zic, la muncă. Mă duceam cu mașina la reparat, de asta mă duc la mecanic, nu m-aș fi dus neapărat. Sau în zile mai grele, cum au fost călduri, 40 de grade. Eu joia trecută am început 40 de grade, am început. Salut! Văd o persoană acolo, nu știu cine. Poți să comentezi, dacă... Bineînțeles, dacă vrei. Nu știu doar atâta, că ceva mă mai deranjează în posturile. Acum am observat. Deci nu mâncat-o, sub nicio formă. Nu ca acasă. Trec prin atâtea magazine, văd felul și felul de mâncăruri, mirosuri. Nu am treabă. Eu am făcut mâncare în postul extins a mele, am făcut mâncare și cu nevastă și la fete. Deci nu e o problemă. Eu nu am probleme din punctul ăsta de vedere. Vă spun adevărul. Nu am nicio problemă. Nu am probleme, de exemplu, că dacă eu nu plec cu apă de acasă, vă zic adevărul. Deci nu fac depozite mentale că dacă nu am apă, ce pățesc o așa. Nu am nicio treabă. Nu am probleme. Normal că am băut apă. Am băut cam un litru de apă azi la muncă. Am băut acasă când am plecat un pahar de apă și am zis că vă mai zic trucurile cu apa. Dacă vezi că nu mai poți să bei sau ți leșă la stomac, v-am spus, nu consumați multă apă, stoarci un pic de lămâie. Dacă ai probleme și vezi că nu mai duci ca să continui așa, dar asta e bine să văd, cum să zic, eu nu pot să spun aici pentru unul să o iei de un sfat bun. Nu. Trebuie pe grup să știu o persoană de ce are problema, știu ce problemă are sănătate, știu cum s-o pregătit, dacă s-o pregătit, o intrare în post, o făcut ca lumea. Deci eu trebuie să cunosc persoane care eu nu pot să dau un sfat nimănui. Nici să fac o zi, două poți să faci, dar posturile extinse nu se pot face așa.
Eu aud, văd comentarii, mai am probleme, amețăsc, mi-e foame, leșin. Nu se întâmplă, oameni buni, chestiile astea. Nu se întâmplă. Bine, nu, este și pregătirea, este și stilul de viață înaintea intrării în post, că, într-adevăr, dacă ai, cum să zic, un organism plin de toxine și mai ai probleme și nu mai zic de tranzit, ai probleme, e logic că ai probleme. Mulți întreabă cu, v-am zis, eu nu fac clisme. Ies la 3-4 zile, când vine, ies. Puțin acolo ce ies, tot ce grăsimile care sar, ceea ce arz. Așa se ies în perioada postului. Dar să duc grăsimile, cum să zic, să vedeți mâinile, picioarele, cum se duce și pe cap să cunoaște câteva zile. De eu mi-aduc aminte în ziua 42-a, cât de mult slăbisem și mi-a zis nevastă, mi-a zis, vai, nu știu, mie mi-e frică, dacă așa s-au speriat toți. Și zice, dacă pățăști ceva, oameni buni, nu pățăști nimic, totul e un control mental, totul e în mintea ta. Nu ai ce să pățăști. Sunt oameni care aici nu se bat, cum să zic, apropo de... Am ascultat tot înregistrarea pe YouTube a lui băiatul Bogdan, care a făcut 54 de zile. A făcut niște greșeli, dar o să discut, cum să zic, când e în grup acolo și o să discut ca să nu mă deviez la asta. A făcut niște greșeli, chiar și în intrarea în post, chiar și ieșirea în post, chiar și postul să-l forțeze. Nu se forțează postul. Nu trebuie să mergi pentru masă musculară. Dacă vrea să treacă la hrana lichidă, să nu mai mănânce deloc sau să facă 100 de zile sau nu-i record un an. Eu cunosc persoana care nu mănâncă de 2 ani, deci nu e chiar așa cum și nu se hrănește cu vitamine sau așa. Apă și la zile mari câte un ceai sau când a fost ziua lui nevastă, i-a făcut surpriză un pahar de suc de portocale. Da, îl urmăresc, un profesor doctor de aici din Germania. Nu e chiar așa, deși trebuie o pregătire, organismul. Eu am avut 3 senzații că pot să las mâncare definitiv. Deci nu slăbești masă musculară. Organismul se stabilizează, face stop. Bine, după perioade foarte lungi de post, după zile întregi de post, nu e că dacă nu mănânci carne, poți așa ceva. Nu e adevărat. Deci nu este adevărat, eu cred doar atâta. Din momentul ce mănânci rațional, cât trebuie, la timp, curat, nu ai nicio problemă. Bineînțeles, de asta am zis, vedeți, eu n-am început postul acum. Eu am început postul, că e tot post, legume, fructe, crudități, cu 2 săptămâni înainte. Deci am început postul mult mai înainte. Așa am simțit eu să fac chestia asta. Puteam să intru și eu, dar aveai probleme. Trebuia să faci o clismă, că nu mai ai ca lumea. Pe când organismul e învățat, stomacul e învățat, totul e învățat, tot metabolismul tău. N-am zis că nu reușești. Sunt oameni care, brufus ăla care au făcut 170 de zile, a făcut. Da, n-am mâncat 170 de zile. Apă până în ziua 90. E normal că când intri în cetoză și dacă organismul are grăsimile necesare sau așa, nu intri nici la masă musculară, el se sală la oameni care sunt foarte supraponderați și au, evident, grăsimi și au așa și se vede omul când are multă grăsime. Păi el stă liniștit, trebuie doar să stabilizeze gândul. Dacă el o stabiliza gândul, merge în post cât vrea, doar cu apă. Nu sunt probleme deloc. Eu fac posturi cu plăcere, dar v-am zis, merg la muncă, trebuie să am forță, muncesc, eu știu ce înseamnă post de apă, pentru că l-am experimentat eu. Deci nu am văzut la cineva sau am auzit sau am văzut un video sau o scris. Eu l-am experimentat eu și când tu faci pe pielea ta, e cel mai bine și te cunoști cel mai bine. De asta v-am zis, ceea ce fac eu, nu știu care poate să facă. Poate să facă după un anumit timp, după o anumită perioadă de post, poate să ajungă exact acolo unde trebuie să ajungă. Cum sunt? Dacă intrați în grupuri sau care sunteți așa și ați văzut fetele care sunt în grup, întreabă, Ani tot postează acolo așa sau și Maria, Ani postează mai puțin, dar Maria postează tot în grupul de, le-am zis la fete și trebuie să le scriu chiar
tot cum am făcut azi. Fac ceva, că nu înțeleg. Nu mai aprobați postările. Este postul de postător, pentru că acolo sunt oameni care intră doar pentru post. Facem suport și motivație acolo. Grupul de slăbit rămâne cu grupul de slăbit. Menținere, slăbit, care își cumpre fiecare. Își s-o organizați. Grupul de postitori rămâne grupul de postitori. Și întreabă acolo într-un comentariu careva, care nu crede, care zice, păi cum, 10 zile fără așa, dar acolo trebuie să intervină și moderatoarele până la urmă. Păi, sunt noi, sunt nu știu, care nu știu, practic pe Facebook. Clică pe persoana care vezi că așa, clică să vezi ce are în spate. Are o story. De când a intrat în grup, ce a făcut el, ce a publicat el, fiecare om are. Care a publicat și a făcut. Deci, dacă deschide la ani, vede că a făcut 40 de zile, când am făcut eu 42 de zile, s-a agățat de post. Da, ea este singura din toți care am cunoscut eu până acum, care a reușit să facă 40 de zile, să se agățe de un post. Eu făceam provocări în fiecare săptămână, o zi, două, trei, s-au băgat foarte mulți în postul Paștului din anul trecut, din 2021. Și a reușit să facă 40 de zile. Bine, ca fetele care au făcut zile diete și au mai făcut zile, am făcut tot timpul. Eu fac tot timpul zile de post în grupuri, în fiecare miercuri și vineri. Sunt foarte mulți. Eu cred că 80% din grup care este activ și știu, fac postul de apă și 3 zile. Asta este foarte important. E normal că i-a început să stea bine și deja din ziua 17 și-a intrat pentru câteva zile, că e măcar 7 să fac. Ei, tot am încurajat-o, tot am în fiecare live, dacă a făcut bine că a intrat în fiecare live. Eu am făcut live-uri în fiecare zi, în timpul postului, de multe ori chiar și seara. Dar la muncă, când aveam pauza de masă de la 12 până la 1, eu intram în live o oră. Pauza mea de masă, care o aveam, eu făceam în live cu oamenii. Care m-a ascultat, care m-a urmărit, a început să prindă câte ceva, au avut inițiativ buni și s-au băgat și au făcut posturi. Care s-au dus numai pe grupurile culinare sau pe TikTok sau unii vor să ducă, eu n-am nimic cu nimeni. Să rămân acolo, să duc acolo. Să nu se miri cum poate să facă oameni atât de multe zile de post fără să pățească nimic sau să nu se miri. Pentru că n-are cum să afle. Trebuie să urmărești niște persoane. Bună seara, Nicoleta! Bună seara, Bogdan! Mă scuzați, acum am văzut. Eu sunt învățat să vorbesc singur, chiar de multe ori cu oameni în față care mai comentează, în sensul cuvântului ce vorbesc eu, li intră pe oreche și iesă pe alta. Exact cum aș vorbi singur. De asta zic că întotdeauna un om care vrea să facă ceva, indiferent ce vrea să facă, indiferent, trebuie să se implice. Trebuie să se informeze, trebuie să aibă, cum să zic, aici nu trebuie frică sau ceva, mai văd în grupuri, bine, când sunt probleme mai grave, mi-au scris în privat, care au probleme mai așa, zic, nu să fie frică. Nimeni niciodată nu are dreptul să judece dacă noi avem o problemă sau așa. Aparte că eu sunt foarte sever. Din punctul ăsta de vedere, recunosc și așa rămân. Și voi fi din ce în ce mai sever, pentru că nu-mi place să pierd timpul pe Facebook. Să văd oameni cum... Am trecut în noiembrie, eram vreo 6 postitori, mergeam în sesiune de 40 de zile și începeau acolo așa, când vedeam ziua 24, hai de acum că sunteți nebuni. Păi normal că îi dai blog direct. Păi și era în grup de un an de zile. Păi nu are ce căta în grup. Nu are ce căta în grup un fenomen de ăsta, când îi spui, haide că sunteți nebuni. Exagerați de acum, vedeți? Deci sunt oameni și oameni. Pe mine nu mă deranjează. Eu mă râd, mă amuză. Dar zic, băi, dar cum nu vede, de un an de zile nu vede că se face aici, făcusem eu, făcuse Adelia și ea cu mine. Deci nu eram foarte mulți care făceam, 14, 21 de zile. O seară liniștită. Încercați să intrați, v-am zis, Nicoleta este în grup. Încercați să intrați în grup, acolo e mai mult, măcar postăm, vedem, ne luăm, este mult mai mult și informații sunt foarte multe și până la urmă v-am zis, trebuie practică, nu vă temiți că postul nu îl strică nimeni, cum zice careva, nu ți-l strică nimeni dacă îl faci postul în public, oameni buni, suntem în 2022,
ar trebui să învățăm, să trăim în post. Aparte că vor veni și vremurile grele. Na, sunt care au probleme în sănătate, sunt care au așa, dar asta nu mai este. Eu vreau să sparg tot mitul ăsta cu vai, nu poate să facă omul, vai, trebuie să te ascunzi, să spui țolul în cap, să facă așa, dar nu se face postul așa cu... Eu v-am mai spus odată, dacă eu nu l-aș fi făcut public, păi nu-l făcea sute de oameni, poate sute de oameni n-ar fi făcut niciodată. Niciodată, pentru că nu știau și nu... Eu când am vrut să fac doar 3 zile, eu n-aveam un minim de informații, unde să mă duc. Un minim de informații. Și m-am făcut singur, cu restricții de covrigi, cu posturi, cu ceai, cu... Am ajuns să fac singur exact. Eu când am intrat în postul de 42 de zile și citeam de anul trecut, citeam cartea lui Cezar Elisei, mi-a trimis-o cineva din România, că o să-ți fie util. Pentru mine nu vale cu niente. Pentru că aveam prea multă experiență. Experimentasem pe pielea mea. N-avem ce să știesc acolo. Că spunea că e poftă de nu știu ce și când vede biscuiță, chica jos sau mere pe acolo în Rusia, unde a fost la clinică și multe alte. Deci n-aveam ce să învăț. Învață unul, cum să zic, care din curiozitate, de așa, îi dă un imbold. Dar până ce nu pui în practică postul, nu știu vreodată dacă o să reușești cu bine ceva. Niciodată. Postul este un stil de viață. De asta, vedeți postitorii, dacă ați observat în grupuri care merg pe postul cu mâncare, iau în frânare. Au în frânare, știu, bă, eu 40 de zile, bă, eu nu mănânc. El face mâncare la soț, la copii, nu e că nu face de fruct, el nu se atinge. Vedeți? Aici este un început foarte bun. Eu ce am zis? Băi, oameni buni, nu treceți direct acolo, că știu că foarte mulți dintre voi n-ați postit. Așa s-a întâmplat. O parte au scris, chiar au zis, simt bine, au făcut. Și că am făcut postul, dar ori prima săptămână și ultima, au recunoscut. Nu-l făceam tot. Deci se poate face, măcar ăsta. Începe cu postul așa, începe cu postul așa, începe cu un post restricționat, începe cu zile de apă inclusă cu ceai, cu ce... Așa te înveți. Ca să nu ai, cum să zic, frică sau că poți să-ți creezi probleme. Sunt oameni care și-au creat probleme și mai rău decât o crezut s-au întâmplat lucruri foarte grave. Cu toate că au dat kilograme, că v-am spus, postul nu este fixat, pus, că vai, te transformi și dai kilograme. Nu-i, n-ai nicio treabă. Dai kilograme, le iei înapoi, le pui. Dar nu e asta postul. Beneficiile postului sunt multiple. Pentru mine singurul lucru care este în post și vreau să-l fac este starea de liniște. Da, este și energia. Dar liniștea care o am în timpul postului nu există nicio zi lăsată. Nicio zi. Nicio zi care eu o trăiesc dacă nu sunt în post și nu postez cu adevărat. Mai zic, postul astea scurte, mici, trec, nici nu știu când trec. Dacă pentru mine am ajuns în ziua nouă și v-am zis, îmi pare rău că se termină postul, e prea scurt pentru mine. E prea scurt. Și încă mulți înțeleg, mai sunt care cârcotași sau chiar... Cred că eu public ca să-i arăt cuiva că eu sunt, v-am spus, ar trebui să-mi fie rușini să fac chestia asta. Când eu am făcut 7 zile fără apă, 8 zile fără apă, sau postul de anul trecut l-am făcut 4 zile fără apă și am continuat până în ziua 42. Păi ar trebui să-mi fie cea mai mare rușine să spun eu că eu sunt ziua nouă și merg bine și așa. Nu e asta, eu fac pentru, v-am zis, pentru suport, pentru motivare. Se ajut, se încurajez cu oamenii, sunt postitori care au intrat, ați văzut în grup și pentru prima oară. N-au mai făcut. E normal că trebuie să ai o bază, trebuie să ai pe cineva care vede, un ghidaj, te încurajez. Eu mă simt bine când aud o persoană că se simte bine în ziua 6, 7, 8, 9, am ajuns să văd postarea de mâine, zic, mă simt extraordinar, nu credeam. Eu mă simt atunci bine, nu pentru mine. V-am spus, pentru mine eu joacă chestia asta. Eu vreau să mă duc să fac un post până la 12-14 zile fără apă. Deci vorbim de altceva, cum să zic, de chestii care n-am auzit, eu n-am găsit niciodată pe internet, nu am găsit, credeți-mă. Știu că sunt persoane care, eu până la 6 zile jumătate am văzut
pe YouTube Cezar Elisei. După ce a făcut a doua oară prin Muntenegru, i-am scris. Era în ziua a patra. Nu a mai scris nimic. A zis că vine, m-au și promis că vine cu informații, cu așa cred că a adunat postul în ziua a patra. Făcus cu unul, cu un expert, mare expert în postul negru și așa era pe, într-o munte, nu știu, era, am văzut. Da, mi-ar fi plăcut să văd, să aud experiență, să, pentru că na, trebuie să știi foarte multe. Acolo sunt, cum să zic, sunt riscuri foarte mari în postul fără apă. Sunt riscuri atât de mari încât nu vă imaginați. Enorm de mari riscuri sunt. Mari, mari. Într-adevăr, la postul fără apă, după ziua a treia, și la mine, când s-a experimentat, e fatal. E fatal. Dacă nu știi cum să iei fiecare zi, fiecare clipă, fiecare clipă din post, nu e chiar așa cum crede careva că... Dar mie nu mi-a fost frică niciodată, v-am zis. Mă mai informez și mă antrenez în continuare ca să pot să fac măcar 12-14 zile de post fără apă. Dacă ați observat, eu fac posturile, cum să zic, toate posturile mele, chiar și extinse, în condiții mai grele. Eu mi-am ales și eu vreau. Eu vreau să muncesc din greu, vreau să merg la muncă, vreau să fiu activ, vreau să fiu un om, cum să zic, normal. Eu sunt mai sănătos și stau mai bine ca un om care mănâncă la ora actuală. Asta este o doză de motivație pentru oamenii care sunt foarte bolnavi din toate punctele de vedere, credeți-mă, și se tem să fac un post. Se tem să fac un post să scăpe de probleme. Păi oameni buni, dacă aș fi știut sau aș fi avut un suport de asta când aveam probleme care le-am avut, păi m-aș fi băgat în pământ. Eu m-am agățat tot timpul de oameni. Mi-aduc aminte când, acum vreo 8 ani buni sunt, căzusem în depresie. Nu e că nu stăteam pe internet, dar n-am găsit așa ceva. Nu am găsit, era numai internetul care era. Erau grupuri, că văd grupuri sunt, am găsit grupuri chiar și 6-7 ani care funcționau. Sunt, eu n-am dat de ele. De asta v-am zis, vedeți? Zic în grup la fel, oameni buni, faceți invitații să găsească cât de mulți oameni, pentru că nu sunt mulți interesați. Sunt oameni care au nevoie și poate scatează să înceapă. Pierdem timp așa. Nici noi nu ne rezolvăm problemele, dar nici pe alții nu vrem să ajutăm. Deci nu suntem nici pentru noi, nici pentru alții. Stăm așa ca o navă de aia care stă în derivă. Nu are nici o, nu primește în port. Deci cam așa stăm noi. Nu e bun. Nu este bun că nu avem, cum să zic, o inițiativă, să avem un plan, să facem ceva. V-am zis, măcar să ajutăm pe cineva. Da, este binevenit. Este binevenit și plăcut în fața lui Dumnezeu să ne ajutăm mai mult unii pe alții, să ne ajutăm, să ne cu adevărat. Fără să așteptăm nimic în schimb. Sunt oameni, credeți-mă, care o să vă mulțumească dacă știți să îi atrageți. Da, și eu am făcut invitații la 8.000 de oameni. Am în două Facebook-uri pe blog, au venit câțiva, în grupuri la fel. N-au acceptat, dar nu are nicio importanță. Eu mi-am făcut datoria. Și sunt care mi-au mulțumit chiar. Sunt care mi-au mulțumit destul de mult. Și cred că mai sunt și foarte mulți care și-au rezolvat probleme și nu ne când ne-au mulțumit, nici nu mă salută, dar eu sunt bucuros. Știți ce sunt bucuros? Pentru că știu că în sufletul lui el e mulțumit că a făcut o schimbare și a făcut ceva. Eu mi-am făcut datoria. De asta vă zic, de multe ori nu rămâneți indiferenți. Niciodată. Asta, de fapt, asta ar trebui să ne învață postul. Postul, cum am zis, am avut postul care a făcut 40 zile și nu a vrut să colaboreze. Le-am zis, oameni buni, postul nu este că îl faci tu așa. Du-te în grupurile care se face posturile altfel, care nu. Eu am învățat lumea în grup și al puțin în grupul ăsta care... Am tras de el și am stat atât de mult și am selectat oamenii, om cu om, selectat în grupul ăla. Am crezut că sunt oameni de cu suflet bun și de calitate. Bineînțeles, mai și greșești odată, nu e că le dai o șansă. Dar e păcat că acolo, în grup, cum să zic, am vrut să fie exact ca într-o familie care să iubească, să asculte, să unul de altul, să înțeleagă, să se ajute, să ne bucurăm când naște careva, când are o
problemă mai gravă să sărim în ajutor și așa mai departe. Asta suntem aici, nu să pierdem timpul Facebook, să stăm gură cască, să ne uităm, băi, ăla e nebun, băi, ăla e prost, băi, ăla ce-a făcut așa, băi, ăla e sclintit. Oh, wow, dar ce-a făcut aia? Aia cred că are experiență. Oameni buni, toți suntem la fel. Trăim, cum să zic, vremurile astea care nu ne dă voie să ne descătușăm mintea. Suntem legați la ochi, suntem legați la minte. Au pus, internetul ăsta este bun, dacă știi să-l folosești, este foarte bun. Băi, au ajutat foarte multă lume, și oameni năcăjăți, și oameni s-au făcut acte de caritate frumoase. Este foarte bun, v-am zis. Ne putem ajuta, dar sunt oameni care nu știu să-l folosească. Nu știu, credeți-mă. Nu știu. Și în Vinerea Mare am văzut, dar nu-i că sunt creștini. Vai, vai, ce bai, ce mănânc și așa, și postează carne și pune și așa. Și când le zici și așa, zici, băi, ăsta e... Eu nu sunt nici fanatic religios, nu sunt nici... Eu sunt un om normal. Noi dacă am face lucrurile cum trebuie făcute, cum bun simț, am trăit bine. N-am mai avea atâtea probleme, nici de sănătate trupească, nici sufletească. Am stat liniștiți, am fi mai calculați, am fi mai răbdători, am fi mai iubitori. Dar suntem cum să zic, puși așa într-un rând, să mergem înainte, să vedem exact doar ce vrem noi, nu realitatea. Pentru că realitatea nu e asta, vă zic eu. Realitatea în mod normal nu este asta, care o văd de când stau pe Facebook. Și el puțin de când am început și m-am hotărât să ajut oameni să se schimbe, să facă ceva, să se apropie mai mult de, și chiar de Dumnezeu să se apropie. Da, am ocolit subiectul ăsta, primul an am ocolit subiectul și în toate live-urile din blog și prin grup n-am vrut să oblig pe nimeni. Am zis, băi, așa ca, nici acum oblig de fapt, doar nu sunt nebun. Care are o problemă cu... de sănătate, știi ce ar de făcut, care intră, de exemplu, la o dietă, e treaba lui, dar dacă tu ești bolnav și mai faci și ca ăla, băi, nu s-a încerut post de apă, dar măcar ține un postul ca lumea. Sunt în grup nu știu câte zeci de diete, băi, bune toate, toate bune, și de post, și de frumoasă tare. Băi, sunt o groază de feluri, de meniuri, de mâncare, dar... Spunea ieri, am făcut eu la începutul blogului, dacă ești leneș, cum să slăbești dacă ești leneș. Sunt niște cartiere și scrie cum să te alimentezi, cum să așa. Într-adevăr, lumea este foarte leneșă. Băi, nu mai zic că n-au timp, nu se vorbește de curaj, nu se vorbește de nimica. Sau de finanță, sau de... Nu, e leneșă, este leneșă. Au lene. Au lene și cu toate că se plâng de o groază, de o sumedenie de probleme în sănătate, tot continuă așa, tot continuă așa să meargă. Îmi pare rău, cum să zic, că știu destul de bine, că sunt foarte, mă, îi văd, măcar dacă nu e evident. Și nu mai zic că sunt persoane care mi-au cerut ajutorul și tot așa nu vor să facă nimic. Nu uitați, niciodată nu o să facem nimic, niciodată, dacă nu ne dorim cu adevărat. Și nu vrem cu adevărat să facem. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, și măcar pentru tine, nu, doar nu faci pentru mine sau faci pentru Dumnezeu, cum spunea careva. Oameni buni, noi pentru Dumnezeu nu facem nimica. Nu facem nimica. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi avem nevoie de El. Să ne apropiem mai mult de El. Nu putem să ne apropiem așa. Nu putem cu vicii și cu toate gândurile negre și cu toate. Noi spunem că e bine, dar nu este bine. Nu te poți apropia de Dumnezeu, pe Dumnezeu nu poți să-L simți, nu poți să-L simți lângă tine, nu poți să-L simți ajutorul Dumnezeu. Să scăpi de frica asta care apasă pe omenire și tot stresul ăsta care e în lumea asta la ora actuală. Nu poți să scăpi, doar cu Dumnezeu poți să scăpi. De asta am zis, post și rugăciuni. Nu te temi că ai să mănânci de toate. Ai să mănânci de toate, este timp să mănânci de toate. De Dumnezeu să avem. O să vii vremuri grele. O să vii vremuri grele și ai să pui preț. Și ai să zici, băi, era unul odată așa de crispan vorbea și așa de apăsat vorbea și zicea, băi, eu când mănânc cu un covric deja sunt ca un boier. Da, spuneam chestia asta și nu m-am gândit niciodată, nici n-am visat, nici n-am crezut că o să ajung să stau atâtea zile fără mâncare,
sau chiar fără apă, niciodată. Dar ziceam, pentru că mă gândeam la oamenii care nu au ce mânca, mă gândeam, întotdeauna m-am gândit mai departe. M-am gândit mai departe, știam că sunt oameni care rezistă foarte mult, stau foarte mult și nu e că mori. Nu mori, mori de prostie. Dar trebuie să înțelegem chestia asta. La un moment dat aveam o discuție dimineață în grup cu o doamnă care a zis, spune cântarul că de o lună de zile, două luni de zile nu l-ai pus, că mă uit, de ce postează. Trebuie să pui cântarul. Nu putem să mergem, cum să zic, suntem mai ales niște oameni plictisâți acolo, moderatoare, sunt plictisâți, să zic că tot poftă bună să-ți fie de bine. Nu. Trebuie să vedem latura, cum să zic, pozitivă. Pentru ce facem noi asta? Că nu suntem un grup culinar. Noi la sărbători punem mâncare, spunem mâncare de weekend, persoanele care fac 5-2 sau care au treabă, au ziua lor, au petreceri. Nu se pune. Dar un om, acolo fie în grup, fiecare are treaba lui. Fiecare are treaba lui. Și în grupul de pozitori va fi la fel. Dacă unul acum iese din post, pe el publică că mănâncă zeama așa de orez sau suc și ala, el tă să publice. Deci tot se publică. Nu deranjează pe nimeni. Da, este singurul grup care face chestia asta. De la posturile, de toate ferurile într-un singur grup. Și postul și grupul de slăbit la fel. S-a făcut de toate și a mers. Am reușit să facem anul trecut foarte multe persoane postul cu bine. Să ieșim cu bine, să avem beneficii. Cu toate că o parte au mers din contra, este o motivație și mai mare. Care este inteligent și gândește și se uită bine din toate punctele de vedere. Pentru că tu când vezi în grup că un om merge în ziua nouă azi, zici, băi, stai o leac, cum eu nu pot să mănânc și eu de fruct, de post, nu pot să sunt și eu în post, fac și eu o dietă, uite, sunt diete. Ar trebui să fie o motivație, dar nu este. Nu este. Atât de multă indiferență și atât de multă prostie cât pot să văd, pe mine mă înspăimântă. Băi, rămân, cum să zic, rămân mărmurit de ceea ce văd. Nu-mi vine să cred. Oameni care, cum să zic, nu vor să gândească un centimetru mai departe. Rămân acolo, rămân în banca lor, dar nu vrea să gândească, să ducă mai departe, să meargă mai departe, să-și deschidă un pic mintea. Nu vrea. V-am spus, sunt probleme grave. Este o problemă foarte gravă să spui că, băi, nu pot să fac un post. Nu pot să fac. Este indiferență. Este indiferență și nu știu cum ai să dai înainte, eu v-am spus. Eu nu sunt un postitor de ieri sau de la alt ieri. Eu sunt de mic copil postitor. Am fost de mic copil, am așteptat cu plăcerii, le-am mai făcut și în felul meu posturile, cum mai spune și părintele care strași foarte mulți care fac registrări pe YouTube și postul nu-i de mâncare și așa. Da. Dar așa îl știam, așa îl făceam. Chiar și un locuitor, de multe ori, catam să-mi iau și eu câțiva locuitori acolo, de carne sau chiar salam, dar îl făceam. Nu este bine, nu este bine, într-adevăr. Îl ziceam acum vreo 5 ani de zile, când mi-o înfiripat în cap să fac postul slab caloric, postul Paștului vorbesc, 40 zile să mănânc sub 1000 de calorii. Deci eu mi-am propus să fac un post de asta înainte să descoper postul de apă. Da, singur mi-am propus, fără să am ghidaj, fără să am informații de pe internet. Făcusem o parte de o dietă daneză, mai făcusem dieta cu pepeni și zic, băi, se mănâncă foarte bine, dar totuși mănâncă carne, mănâncă... Deci n-aș putea să nu-mi post tot caloric. Ideea mi-a plecat de la asta. Și într-adevăr, în 2018 am făcut postul de 40 de zile, postul Paștelui, n-am făcut nicio zi de apă. Doar vinerea mare am făcut ziua de post uscat. Pardon, post negru. Mă durea stomacul dacă am dat apă. A funcționat. A funcționat foarte bine. Da, vreți să vă zic, nu l-am făcut pentru slăbit. Sunt persoane, vreo câteva zeci persoane, chiar sunt și în grup, mă cunosc de atunci. Mă cunosc. Au fost sau chiar au postit cu mine foarte multe zile, tot timpul, stat alături. Postam și pe Facebook-ul meu privat. Tot timpul am. Da. De asta zic.
Și am reușit, cu toate că nu l-am făcut pentru kilograme, am muncit foarte mult, că dacă nu munceam mult, nu slăbeam. Dar am slăbit, la fel, am slăbit vreo 9,5 kg în 40 de zile. Deci, vă dați seama ce frumos să intri, cum să zic, în sărbătoarea Paștilor, curat, împărtășit, eliberat de gânduri negre și de nu mai zic toxine și așa. Deci, nu mai spun toxine. Da, am avut zile care mâncam doar o salată. Am avut zile care mâncam un covric cu ceai. Am avut zile care mâncam doar câteva verdețuri opărite. Nu erau trase în tigaie. Nu, nu cu, deci dietic. Ei, eu am reușit să fac chestia asta ani de zile în urmă. M-a ajutat foarte mult. Deci mental te ajută enorm de mult orice mișcare o faci. Orice mișcare îi faci o, vă salut pe toți, văd mai multe persoane, 5 persoane. Nu știu cine sunt. Orice mișcare îi faci o, orice schimbare vrei să faci, unde te duci. De asta eu nu încurajez pe nimeni niciodată să facă brusc, deodată, nici postul de apă, chiar nici restricții drastice. Dar măcar mergi, cum să zic, cumpătat. Mergi cumpătat și mănâncă, cum să zic, curat, dietic. Mănâncă ce trebuie. Curăță organismul de toxine. Eliberează-ți trupul. Îi stă, și ăsta e legat, e încatenat cu câte probleme are. Deci nu, aici este o greșeală foarte mare. Voi vă dați seama cât de mult timp se pierde. Chiar și posturile religioase făcute aiurea. Sunt făcute în zadar oameni buni. Sunt făcute în zadar din momentul când nu lupți mai mult să te curăți și trupește. Nu mă sufletește. Pentru că sufletul este legat de trup. El dacă trupul chinuie și o duce greu, sufletul nu e că stă bine. E logic. Că sunt persoane religioase care țin postul. Zice, dar eu țin postul. Îl ții postul, dar ții postul cum trebuie să-l ții. Aici am pus punctul pe ei tot timpul. Îi cunosc și în realitate. Și zice, da, acum chiar nu are Facebook. O persoană pe WhatsApp a văzut. Și i-am trimis un, zice, nu, am auzit, chiar mi-o o persoană că te urmărește și acum te-am înțeles. Păi eu când spuneam de posturile astea cu mâncare multă, nu este un post. În post. Ai intrat acum 2 săptămâni. Păi mănânci ce ai acolo așa de post. Dar te legi vicile, te schimbi, te schimbi total. Începi să întărești rugăciunea, începi să mai mergi la biserică dacă poți, începi, măcar în timpul postului. Deci, în timpul postului, făcând asta repetat, repetat, ați văzut că am promovat 6 ante 2 posturi, Sfântul Petru și Adormirea Maicii Domnului, le-am actualizat și le bag din ce în ce mai mult să fim, să le facem, sunt foarte binevenite. Mulți se tem că vara nu poți să bata, da, poți să faci post. Da, acum nu zic, oamenii care se duc în vacanță, sau, n-am treabă cu ei. Nici eu am avut, eu n-am făcut niciodată, cu toate că v-am zis, am făcut de mic copil, vineri și de post negru, tot timpul făceam, căutam. Sau, și în Italia, cât am stat 17 ani, eu n-am mâncat de fruct niciodată. Nu mâncam. Catam să țin și posturi religioase, toate. Ei, le mai șchiopătam, le mai facem, dar te înveți. Azi o leacă, mâine o leacă, îți intră în reflex și ești pe drumul cel bun. De asta zic, este păcat. Este păcat să, măcar exact cum zic în noaptea de Revelion, zici, băi, ce vreau eu de la anul ce vine? Eu anul ăsta am zis așa, și chiar am fost în live. Îmi doresc ca anul ce vine să fie măcar la fel ca anul care am fost, așa, că am stat bine. Nu mi-am dorit să fac mai mult, nu mi-am dorit, am să stau la fel, toate că am trecut de 2 ani de panoramă. Anul ăsta o să zic la fel. Băi, îmi doresc fii ca anul ăsta, că na, e liniște și pace. Nu îmi doresc nimica. Dar când vezi că stai rău și nu-ți mergi absolut deloc bine și nu te îndrepți deloc, nu ai nicio... Începi să zici, băi, ia să fac și eu ceva bun pentru sănătatea mea. Pentru că asta e cel mai important. Tu dacă nu lupți pentru sănătate acum, nu știu cum ai să mergi mai departe. Nu știu cum ai să treci peste anii ăștia grei care vor veni cu adevărat. Că dacă n-ar fi problema asta, eu nu m-aș consuma deloc. Mai deloc nu m-aș consuma și nu aș, chiar m-aș retrage definitiv, credeți-mă. M-aș retrage definitiv, dar știu că lumea crede că e o glumă, dar nu e o glumă, să știți. Vor veni vremuri foarte grele.
Nu li spun cum sunt, dar vor veni grele. Și dacă nu o să fim aproape de Dumnezeu, nu o să fim antrenați, căliți, să fim, cum să zic, Dumnezeu are grijă de noi. Nu trebuie să ne gândim noi la asta. Are grijă Dumnezeu de fiecare suflet. Dar nu trebuie să ne lăsăm în... să ne abandonăm, să fim, cum să zic, chiar atât de păcat. Eu asta mi-am dorit și aș vrea din ce în ce mai mult să văd oameni, să văd oameni că se schimbă, oameni că se pocăiesc. Eu nu convertesc religii. Toți oamenii sunt la fel pentru mine. Am mai spus de foarte multe ori, chiar și părintul la biserică merg, îi spun chestia asta la spovedit, eu vorbesc cu mulți oameni, eu promovez postul, de fapt știi, nu e, îi spun din nou, când mă spovedesc sâmbătă, îi spun din nou. Nu e o problemă asta, dar dacă cu adevărat, dacă noi nu ne pocăim, nu știu cum o să mergem mai departe. Nu știu. Da, asta e o pocăință. Este o pocăință făcând, e o jertfă. Ceea ce face un om într-un post, e o jertfă. Că are beneficii altceva, e ok. Eu nu vreau să promovez postul pentru beneficiile XXL, pentru kilograme. Nu. O să le avem. Sunt destul de multe. Dar baza e alta. Baza postului este alta. Și de asta trebuie atenție foarte mare. Pentru că, într-adevăr, sunt multe ispitii și nu ne jucăm cu postul. Nu mai spun postul extins. Nu ne jucăm. Sunt foarte multe ispitii. Poți face un post de 100 de zile. Nu e că nu poți să-l faci, n-am zis asta. Dar poți să fii ispitit altfel. Și nu-i bine. Eu n-aș avea curaj să fac, eu n-am curaj să ieși nici din casă. Dar n-aș avea curaj să fac un post să zic, băi, eu nu-l fac așa, că n-am treabă cu biserică, n-am treabă cu Dumnezeu, n-am treabă. Ok, cât n-am putut să mă duc la biserică, am fost interzis, nu m-am dus. Ați văzut, care ați urmărit live-urile mele, ați văzut tot ce am făcut. M-am dus, de câte ori a fost nevoie, Și cu programare am fost. Eu am fost în anul trecut, am început cu programare și la un moment dat i-am zis, doamna de la lumânări, zic că... mi-a zis într-o zi, zice, dar am văzut că veniți des, nu puteți să veniți sâmbătă și duminică să lăsați să vină alții care să aibă loc și așa. Loc este, zic, dar eu depind de asta, eu mă hrănesc. E singura mea hrană, i-am zis, Sfânta Împărtășanie. Și nu mai zis nimica. M-am dus fără să-mi zică că mă programa sau am voie, eu m-am dus acolo. Băi, o să mă dea afară și eram chiar la sfârșitul postului. Da, am spus asta și în live-ul care le-am făcut. Deci nu e... Te duci de câte ori poți, dar dacă poți să te duci, du-te, împărtășește-te. Împărtășania te ajută cel mai mult în timpul postului. Au descoperit-o și oamenii care au făcut chestia asta. Și au confirmat aceeași... Și confirm eu că postul te ajută enorm de mult cu Sfânta Împărtășanie, luată, mergi la biserică, îți faci treaba. Întrebați-o pe Maria, Simon Maria, care se sperie lumea că în ziua nouă, dar doar cu apă, doar așa, care a făcut 40 zile, care a făcut 6 zile, de fapt, anul ăsta cu mine, fără apă, ea merge aproape că e cât zilnic să împărtășește. Eu n-am fost zilnic, m-am zis la muncă, dar... Am mai fost într-o miercuri seara, dar sâmbătă și duminică era opțional. Nu am mai duceam sâmbătă la muncă. Nici acum nu mă duc, cred că văd, o să mai fac post fără apă. O să mai fac. Cât mai sunt, câte zile mai sunt. Dar eu aș continua postul, că este foarte puțin. Nu știu, să văd, nu am ceva pus în program. Eu nu sărbătoresc... N-am sărbătorit niciodată, că știu foarte bine că adormirea mai și Domnul nu sărbătorește. Nici nu i-am zis la mulți ani, nici la mama, nici la Omarin, nici pe Facebook. Nu critic pe nimeni, dar am mai scris așa să informeze lumea care vrea să o ia nume de bine, o ia nume de bine, care nu chefuiește, fluieră, kiwi, joacă, la mulți ani, ta-la-la, se bate, treaba lor. Nu-i treaba mea, dar râd drașii de noi, vă zic eu, râd drașii de noi. Parcă n-am mai văzut mâncare sau băutură sau dans. Nu-i frumos. Nu este frumos. Deci, cine are urechi să audă. Dar nu trebuie să superi nimeni pe mine. Dar la un moment dat lumea se supără dacă le spui adevărul. Trebuie să-i lești să facă ce vor ei. Nu trebuie să-i deranjezi, oameni buni, cu
cu Dumnezeu nu ne jucăm. Eu am spus de multe ori, glumim, râdim, ne distrăm, facem sarmale, facem slănină, facem împreună tot ce vreți voi. Dar când îi vorbim despre un post, vorbim despre Dumnezeu, nu ne jucăm. Vorbim despre o sărbătoare frumoasă, să întâmpinăm, chiar și Paștele cum este, și Crăciunul cum este. Nu este de distrăbălare și de așa. Tot a devenit, cum să zic, un ceva... Un brand, cum zic, economic și la modă, oamenii se duc la Crăciun, se fac acolo, nu știu ce, se întâlnească toți, sparg în figuri și așa. Nu-i frumos. Se face în familie, se face cu prieteni și buni. Deci, dacă noi am rămâne în punctul în care am trebuit să rămâne, am trăit bine. Și Dumnezeu nu n-ar fi supărat pe noi să vadă atâta prostimii. E foarte mult. La ora actuală, pe pământ, nu știu dacă mai sunt... 10% din oamenii care au, care gândesc, cum să zic, au rațiune și sunt oamenii la locul lor. Sunt foarte puțini, ăsta e adevărul. Păcătoși suntem toți. Nu e că, vai, păcate facem. În fiecare zi să faci un păcat. Și eu azi am făcut multe, dar mă rog ca Dumnezeu să mă ierte. Mă rog în fiecare zi și poate să mă ierte. Dar una e să faci un păcat cu voia ta sau fără, am făcut, fără voia mea. Ok. Ochi, mai ales cum am zis, nu merg cu mașina, merg prin mijloace de transport, în așa. Eu nu mă, n-am treabă. Eu exact cum să zic, cum mă uit la mâncare și n-am nimic, nici nu treci pe minte, așa mă uit și la ceva care să mă zmintească, dar nu mă zmintește. Nu. N-am nicio treabă, n-am niciun stres din punctul ăsta de vedere. Vezi, într-adevăr, mă gândeam, asta, stăteam pe bancă, așteptam autobuzul, m-am coborât din S-Bahn, din tren, și da, tot așa. Zic, băi, ce bine era cu mașina când mergem. Eu mergeam acolo și așa, mai cântam, mai spuneam câte o melodie acolo așa religioasă, am niște casete frumoase, niște discuri, nu casete, CD-uri de-astea, frumoase, cu cărtișe. Băi, cânt și eu, îmi văd de treaba mea și merg în continuare, îmi văd de drumul meu, chiar dacă merg câte o oră câteodată, tot timpul am lucrat departe. Dar în mezi ăștia de transport e mai corupi. Și am zis, bă, ia să mă apuc să citesc. Mă apuc să citesc. Nu poți nici acolo să te concentrezi, dar măcar stau cu ochii în carte. Stai cu ochii în carte sau te uiți numai pe geam și atâta tot. Ca să ai postul liniștit. Deci poți să-l faci. Dacă vrei, mai sunt mulți care zice, nu, postul nu se poate face în public, nu se poate face așa, sau postul de apă, nu se poate face decât la tabăra cutare sau mănăstirea cutare. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Postul poți să-l faci unii vrei tu. Unii vrei tu. Poți să postești în cel mai mare, în mijlocul iadului. Pentru că aici pe pământ, de fapt, e iadul pe pământ. La ora actuală este iadul pe pământ. Dar tu n-ai treabă cu ei. Nu trebuie să te deranjeze nimic, absolut nimic. Tu îți vezi treaba ta. De-abia atunci poate să zică careva, zice, dacă tu postești, nu deranja pe ăla care nu postește sau nu te arata. Asta ce fac eu și fac motivație și suport și încurajare pentru post, nu înseamnă că postez, cum să zic, de fală sau cum zice careva, cum o ia nume de rău. Oameni buni, eu am primit binecuvântări, sunt binecuvântat, știi, postul meu este știut, nu-i făcut aiure așa. Până la urma urmei, doar eu și Dumnezeu știu. Deci scopul și gândurile mele, doar eu cu Dumnezeu le cunosc, nici preotul, că el îți zice. Bine știe el că eu nu am afaceri, eu câștig bani sau așa. Deci, dar eu și Dumnezeu știu gândurile mele. Și poate de asta am zis că Dumnezeu m-a ajutat enorm de mult, foarte mult, să mă miram și eu. Să fac un post la muncă atât de mult, care sunt cazuri rare. Sunt cazuri foarte rare. Rare, indiferent cât ești tu, cât un munte, cât... Nu există să nu ai probleme sau așa. Eu n-am avut probleme. Am avut probleme doar din cauza mea că am făcut greșeli, cum să zic, o parte fără știință mici, dar am făcut și cu știință în post. Vă las, deja am stat o oră în registrările. Da, poate sta și o oră, nu e o problemă. Vă las, vă pup, o seară frumoasă, post binecuvântat, eu o să merg să... Fac năniță, frumos, mai stau un pic. Trebuie să vă s-o întâmplat într-o oră pe telefon. Că mai sunt și oameni care au nevoie, vă zic eu. Eu, de când fac posturile, mai am și WhatsApp-ul care mai sunt postitori. Deci nu fac numai pe asta, sunt și pe WhatsApp care
mă cheamă, îi ajut. N-am refuzat niciodată pe nimeni. Niciodată n-am refuzat pe nimeni. Îi, cum să zic, îți trebuie timp, trebuie să ai, cum să zic, să te dedici ori întregi și așa mai departe. Dar nu e o problemă. Dumnezeu ne răsplătește pe toți, cum zice vorba românului. Dumnezeu dă după inima și sufletul omului fiecare. Și eu sunt mulțumit. Îmi dă Dumnezeu de toate și am de toate. Îs sănătos, am familia lângă mine, am pace, am liniște. Să mergem așa înainte. Mergem cu Dumnezeu înainte. Doamne ajută, o seară plăcută și binecuvântată. Să mă iertați dacă v-am greșit.